Sunteți pregătiți să dați ceva și la televizor, că în campanie nu mi-ați dat nicio conferință de presă. Așa. Deci, PMP-ul față de nivelul extraordinar de polarizare pe care l-a realizat electoratul, nu poate să fie decât mulțumit. Practic am realizat scorul de la europarlamentare. Ne-am fi dorit mai mult, dar suntem mulțumiți că n-am ajuns ca partidul lui Tăriceanu la 1,5% sau lui Ponta la 1%. Deci dintre partidele mici am devenit cel mai mare partid. Ceea ce e o mare victorie. Suntem cel mai mare partid dintre partidele mici. Asta despre noi. Vreau să-l felicit pe Nicușor Dan. Este noul primar general al capitalei. Am văzut că doamna Firea speră că spre dimineață se schimbă numărătoarea. Nu, doamnă, nu-i ca la Joană. Aici e treabă sigură. Deci, doamna Firea, ați pierdut. Mergeți acasă, la copii. Sau vă întoarceți înapoi în trustul lui Voiculescu, poate mai transferați ceva bani de la Crescent în trust. Am văzut entuziasmul lui Ludovic. Vreau să-i spun că are 17% în București. Să zică Boda Proste că l-a luat la subsoară Barna. Deci, cam aici suntem. În ce ne privește, la fel de serios, vă spun că este un semn bun pe această polarizare extraordinară. PMP-ul a reușit să se consolideze ca partid care trece pragul. Nu știu dacă va rămâne 7,2%. Foarte probabil între 19 și 21 a venit electorat al USR-ului, ceea ce foarte probabil va mai ajusta din acest 7,2%, dar este bine cu faptul că s-a consolidat undeva peste 5% în condițiile în care la toate alegerile procentul a fost 5 și puțin. Tot timpul am trecut pragul, acum 7 și puțin. Pe vremurile astea să câștigi 2% e mare lucru. Altfel, îl aștept pe Ludovic cu steagul pe aici să spună că victoria am câștigat, dar n-a avut nici candidat. Și la Consiliul General are 17%. Mă bucur tare mult că astăzi nu-i corul pornit din cauza lui Băsescu, a pierdut Nicușor. Uite, Dumnezeu le-a așezat pe toate, să fim toți mulțumiți. Și Nicușor, și Nicușor primar general, și PMP-ul peste pragul de 5%, ba consolidat chiar cu vreo 2%, deci treaba e bună, s-a dovedit că socoteala noastră a fost corectă. Acum, sper totuși că Nicușor Dan nu va intra în primăria capitalei, nu-și va prelua mandatul până nu retrage toate cele 400 de procese împotriva primăriei capitalei. Și mai are de plătit și niște daune pe la procese. La unul 31.000, la altul nu știu câte mii. Deci sper că va fi un primar care nu o să spună eu sunt în proces cu primăria capitalei. Cred că mâine are o groază de treabă să scrie de astea de renunțare și să nu treacă însă pe la beneficiarii autorizațiilor. Nu-i frumos. Deci avem primar general, avem PMP, cel mai mare partid dintre partidele mici, și se face și mai mare. În orice caz, este o bună premiză pentru alegerile legislative. Ce m-a impresionat însă? Lupta pe care au dus-o organizațiile din București, organizațiile de sector. Și nu pot să nu-i felicit pe
Mihai, pe Florescu de la 6, pe Ioana Constantin la 1, care au obținut, Mihai a obținut peste 8%. Nu? 8,1. Ioana Constantin 7,6, Florescu tot 7 și ceva. Deci am avut o contribuție relativ importantă pentru un partid mic la aceste alegeri.